Da. Ai văzut? Bă, mă simt bine, am venit să mor dacă vin cu ceva. Soarele asta. Ah, viața e frumoasă. Să mor dacă nu. Ce am în buzunarele astea? Gunoaie. Asta am gunoaie. Asta e, frate. Asta. Să cuc gunoaiele. Deci, hai să vedem. O să fac, m-am gândit așa un pic, o să fac, am făcut vei pui, o să fac cigarilos week. Vezi cât o să mă spurce lumea. Oprește-te cu țigările astea împuțite sau de, eu știu care mai de care, care nu le place, cu foi tutun. O să fac și, hai că mai vedem, mai vorbim între timp. Uite, am aici 4 pachete, nu știu să aleg. Am 2 Neos, ieftin achiu, 12-13 lei, nu știu ceva ieftin, cu tips, dar câte bucăți are în ăsta? Deci am 2 Neos. Țac, țac, țac. Și am... Mai ți-o în cameră? Nu, no, e perfect. Italico, ambasador Italico. Ăsta vrea să imite... Ăla, mă, frate, mă. Și mai am unul, Sabato Signature. Bă, ăsta a fost scump, frate. Hai că vedem după aia, să o fac după. Pentru că... Am văzut și prețul, că știu că a fost ceva bani. Sabato Signature. N-am telefon la mine, n-am nimic ca să-l caut acum. Asta că fac după și vedem. Mai întâi o să fac la asta, care vrea să imite pe ăla, limoncello, cum îi spune el. Toscanello. Hai să vedem. Deci vreau să fac săptămâna cigarilos. Una pe zi și duminica și sâmbătă două pe zi sau trei. Aia e, tată. Aia e. Să curgă, să curgă. Să, unde-l aici. Să curgă cu preveuri și cu șmecherii și cu... Da? Deci, eu văd o copie la asta de... Arată pachetul exact la fel, nu știu cum arată singur, nu știu nimic cum arată. Da? Abar n-am. Dar arată exact la fel. Care-i faza la el? Mai ieftin să mor dacă nu aproape la jumătate de preț. Dacă nu mă șeri vreo 16-17 lei, le-ai vreo 30 de lei. Câte marfă are în el? 5 cigars! Made in Italy! Made in Italy. Producător moderno opificio del cigaro italiano importator. Nu, importator e altceva. Scria și română după aia. Deci mai încă o dată. Producător. Moderno opificio del cigaro italiano. Ai că mi-a ieșit bine. Deci se numesc Italico Ambasciador il Butero. Asta e aroma, oare il Butero? Ambasciator Italico? Bă, cred că asta e aroma, frate. Il Butero, frate, scrie aici. Il Butero. Abar n-am. Hai că vedem. Se deschide exact la fel. Totul e la fel. Să mor dacă nu mărimea la pachet. Uite când am acum. Dar crede-mă, le știu. E exact aceeași dimensiune la pachet. Azi deschide capsula. Asta e. Se deschide ca o sulă deschide. Asta îmi place. Asta e, să fie bine. Să-mi facă mie viața bună și frumos. Are aici desfăcut frumos, dar... Suletele deschide pe asta. Aia e. Ce are, mă? Se descompune țigara ca a ieșit tutun tot. Băgăm gunoiul la buzunar și după aia mă mir ce am buzunare. Aiei, să curgă. Aha, aha, ăsta are și pe aici deasupra, ia. Da, îmi place. Am înțeles. Deci la Toscanello nu ai opțiunea pe deasupra. Ăsta o ai, asta îmi place. Recunosc, pentru mine e un plus. Ai deschis frumos pachetul pe deasupra și îți faci treaba. E aceeași, să mor dacă nu. E aceeași treabă, frate, ești nebun la cap. Arată exact ca trabucurile alea. Ca trabucuri. Cum mai spun băieții, mini trabucuri, uite cicioate. Tot la fel. Ba, cicioate. Deci s-a zis, cred că sunt niște copii de Toscanello, mai ieftine, da? Cum ar fi? Doamne ajută. Doamne ajută. Îi dăm și fumalete înăuntru, îi tragem în cheptane, dar îi dăm și așa, pe șmecherie, pe... Înțelegi tu? Suntem un pic așa ca să părim bogătani, să părim șmecheri și să ne dăm așa interesanți. Adică nu tragă mine. Hai. Ai uscat, te-ai uscat rău. Mamă. Știu, nu au vrețeta aia bună de la Toscanello ca să nu fie uscat. Mamă, dar ce uscat e să se mor dacă nimic ceva. Să dacă să poți să-l bagi ca lemne, știi, în sobă și să-ți dea căldură. Să mor dacă nu. Miros? Niciun miros. Bă, niciun, ești nebun la cap. Pagă-mi-o să un lemn uscat. Adică, no smell.
gust la asta. No. Hai. Nu știu cât care am avut, dar am de mai puternic. Nu știu. E tot din asta, tot clipul ăsta. Hai că merge. Filtru, cum s-ar spune. No. Încearcă ei să fie ieftin Toscanelo, dar cu o penă are valoare. Să mor dacă te vin cu ceva. No, dar îl face dragi. O să l-a prins cu ala de vânt. Cu ala prins, dacă mai am. Nu am acum cu mine, dar... Aoleu! Aoleu, dar ce m-a distrus! Aoleu, dar ce mi-a făcut asta... daună mare, mă! Se trage greu din el, ce are, mă? Dar nu... Nu trebuie să mai trag mult din el și... E panoramă. E panoramă mare. Bă, dar ce rupe gâtle așa. Dar n-ai cum să mă dai, cu asta n-ai cum să tragi în tine, că... Ai tras și te duci la pat. 4 lemne și un costum mă scântă la cap, să mor dacă nu. Băi, băiatule, băi. Dar nu se trage, se trage foarte greu în primul rând. Când tragi un din tine, e gata, ești distrus. Nu, dar asta e... Se crapă, dacă apeși pe el, se crapă așa. Îți place? Îți place ce vezi? Zi, îți faci ce vezi? Că când am fost că îl bagi la sobă. Nu mai găs, asta a fost, eu știu ce a fost aia. A fost cioată, știi? Cioată din aia ca în țigări. Ca în țigări la moldoveni. Asta a fost acolo. Asta a fost acolo, a avut cioată din aia, știi? Ca la moldoveni, cum au țigările alea, cum au cioate. Știi că zic țigările care stau la moldoveni? Crezi că se fac cea mai bună de high quality, cred că... Poate acolo se pune... Ceva prost acolo, nu? Spătură de butoi. Nu tu zic, știi? Doamne ferește, Doamne ferește, băi omule. Dacă ar fi alt să mă trece la care și-a prea țigări astea și-a prea țigări. Il Butero... Nu, ambasciator italico. Doamne ferești, după ce că se aprinde greu. Asta e numai caseta, nu rămâi cu gust. Doamne ferești, băi băiatule, nota 3, dă-te în smântână că nu-i treaba, nu-i bună. Nu-i bună deloc. Bă, fumea ceva la ceva? Nu mi-a ținut nimeni nimic. Recunosc partea asta de ambasciator italico din asta, copii de... Dar e panoramă, frate. Nu degeaba ești la jumătate de preț față de Toscanelo. Băi, doamne ferici, parcă fumez lemne, mă.
Nu mai trag. Nu mai trag în mine. Mi-a sărit din gură, pur și simplu, te distruge, băi. Băi, omule, băi, te smu să mă... Uite, bate soarele. Vezi cum bate soarele? E un soare de la prietenos, așa. Băi, băiatule, pe soarele ăsta se trage așa ceva. Nu o să te bucuri de viață. Du-o, uite, ce floare are. Uite, asta e de la cioată, vezi? Uite un pic. Din cauza că a avut cioată. Vezi? Cioata a avut-o aici. Din cauza că a avut cioată. Ia stai puțin. Vezi, a făcut o floare așa. Asta se crăcanează, știi? Se arde cioata aia. S-a și stins. Uite cum arată. Uite cum arată cioata asta. Se pare normal? Da, e la cioata aia. Să dăm foc la cioata asta, cred. Nici nu cade, știi? Că e lungă. Nu, mă distrug. Cu asta mă distrug. Asta te distrugi, parte, cred eu. Am făcut-o eu ca să nu mai faci tu. Mă ustură toate. Buze, gât, limbă, toate mă ustură. E iute. Să mor dacă nu e iute. Adică asta și-am pas țigare, că am fumat eu. Țigare, cum e țigare? Că... E fel de, cum spun băieții, mini trabuc, mini ciubuc, mini suluc. Înțelegi? Doamne ferește. Băi, o stingită dracostie. Stai, bă, dar nu ți mai stinge asta, mă? A, n-ai bine, abia l-am aprins, dar s-a stins. Ai văzut ce foare a făcut? Ai văzut ce cioată am aprins? Ce cioată avea în el? Dar ce am aici? Am și mai... Nu știu, frate. Eu așa ceva... Pe mine nu mai prinde. Mamă. Doamne ferește. Bă, când spun grav, înseamnă grav. Grav, rău, de tot. Și acum simt chestia aia pe gât, așa. Iuțala aia, stare, are un gust așa iute, are un gust care te pișcă, care te arde, care... Să bei ceva ca să revii, știi? Pe bune, simt tăria aia, și acum, simt și în gură și pe gât și... Doamne! Bă, urât proastă țigară. Și am spus, mamă, fete, găsim o variantă la Toscanello mai ieftină. Nu, nu găsim nicio. Că prețul la Toscanello pe când degeaba. Cred că are o... Mai veni... Își merită bani, cum spune. Prețul are o logic, sau cum spun eu. Înțelegi așa mai refer, da? Vezi, m-a distrus, că de asta nu mai merge, nici că el nu mai funcționează cum trebuie, nu mai vin cuvintele, că... M-a distrus de tot, țigara asta. Doamne ferește. Dar cu ce îngești, Doamne, azi, îmi dai din astea? Băi! Nota 3, așa ceva niciodată nu o să mai prinde pe mine, nu, așa ceva nu mai bag. Hai, ne auzim, pa!